Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat astăzi campania Vinerea Verde Stop, azi mașina stă pe loc, un proiect prin care se dorește diminuarea poluării din marile orașe. Potrivit celor de la mediu, noxele mașinilor afectează într-un procent extrem de mare calitatea aerului. Toată lumea se gândește la o mobilizare în viteză și cu confort, fără să ia în calcul amprenta de carbon pe care o lasă planetei. Peste 70% din emisiile de dioxid de carbon din transporturi provin doar din traficul rutier. Fiecare dintre noi amprentăm planeta anual cu 7.000 de kilograme de dioxid de carbon. Pe cele mai multe dintre acestea le producem doar apăsând accelerația mașinii personale. Proiectul se va desfășura etapizat prin implementarea mai multor măsuri. Pentru început, prima măsură este impulsionarea mobilității alternative a angajaților din instituțiile publice, măsură voluntară, prin care minimum unul din patru angajați ai fiecărei instituții publice din România să vină la locul de muncă, altfel decât cu autoturismul personal, alegând una din variantele alternative, respectiv mijloacele de transport în comun, mașina electrică, mersul pe jos, bicicleta sau trotineta electrică. Slătinenii spun că sunt dispuși să renunțe la mașina personală, unii chiar și pentru mai multe zile, nu doar vinerea, pentru a proteja mediul înconjurător. Sunt însă și persoane care nu pot renunța sub nicio formă la mașină. Sunteți dispusă să renunțați vinerea la mașina personală, să folosiți mijlocul de transport în comun, mersul pe jos, bicicleta? Da, mersul pe jos. Pentru protejarea mediului? Și pentru protejarea mediului, dar și pentru noi face bine și la sănătate. Cum vi se pare această campanie? E ok. Adică e nu numai o zi, ar trebui mai multe zile pe săptămână să se meargă pe jos, să fie aerul mai curat. Stau la țară și nu avem autobuze. Dacă ar fi să mergi la locul de muncă, nu avem altă posibilitate decât cu mașina proprie. Bicicleta sau mersul pe jos? 25 de kilometri. Deci sunteți chiar nevoi să folosiți mașina personală. Da, da. Dar dacă aveați posibilitatea, făceați lucrul acesta? Da, da, exact. Cum ți se pare această campanie? Se pare o campanie destul de ok, având în vedere că are în grijă de mediul înconjurător și de aerul care respirăm, mi se pare o campanie destul de ok. Vei face acest lucru vinerea? Da, o să încerc să-l fac. Da, de ce nu? Pentru protejarea mediului? Da. Știi campania aceasta, Vinerea Verde? Nu știu. Cum ți se pare ideea? Bună. Un exemplu a fost dat astăzi chiar de angajații de la Agenția pentru Protecția Mediului OLT, care au ales să vină pe jos la serviciu. Campania se va repeta în fiecare zi de vineri a săptămânii.